Nu le vedem, nu le auzim, nu le simțim. Totuși, undele electromagnetice sunt peste tot și pot fi foarte periculoase. Ce pericol dăunează la sănătate? Nu știu, poți să mori. Ele au cum, un pericol foarte mare pentru casă, pentru copii, în primul rând. Incendiile care. În urma circuitului electric asta poate să apară incendiu. Specialiștii în telecomunicații au efectuat măsurături și au descoperit că în interiorul apartamentelor se adună cel puțin 20 de surse de astfel de radiații. Undele electromagnetice reprezintă propagarea sau transmiterea în spațiu a unui câmp electromagnetic. Însă și după denumire, câmp electromagnetic reprezintă o combinație a două câmpuri, un câmp electric și un câmp magnetic. Și în dependență de faptul și lungimii de undă au aceste unde și acțiunea lor tot este diferită. De exemplu, fiecare din noi știe că cu ajutorul luminii noi primim majoritatea informației despre lumea înconjurătoare. Unele radio au domeniul său de aplicație, razele rentgen, domeniul său. Nu ne îmbolnăvesc imediat, dar suntem loviți de picătura lor, ale cărei efecte pe termen lung putem doar să le bănuim. Undele electromagnetice au acțiune negativă asupra sistemului nervos, sistemului biologic, adică afectează persoanele care au o imunitate mai scăzută și este de dorit, adică medicii recomandă ca să fie păstrată distanța dintre toate aparatele care emană o radiație, adică să zicem cu surplus de unde electromagnetice. Ar fi bine, adică ca copiii să stăi cât mai puțin, în jur la 2 ore, la calculator. Televizorul este bine delimitat, mai ales pentru copiii de vârstă fragilă, până la 7 ani și adolescență, adică chiar și în vârstă matură. Nu se pune problema să renunțăm la aparatele de uz casnic. Putem însă, prin abordarea câtorva măsuri simple, să limităm impactul negativ al acestora asupra sănătății noastre. Iată câteva recomandări în acest sens. Limitați durata conversațiilor. Nu le oferiți copiilor mai mici de 12 ani telefoane mobile. Evitați folosirea lor în dormitor. Nu țineți televizorul sau calculatorul în camera în care dormiți sau nu adormiți cu televizorul aprins. Păstrați o distanță de minim 30 de centimetri de la aparatele electrice pe care le folosiți. Nu țineți laptopul pe genunchi, mai ales dacă folosești internetul Wi-Fi. Scoateți din priză toate aparatele electrice pe care nu le folosești, întrucât acestea emit unde electromagnetice, chiar și atunci când sunt oprite.